În data de 18 aprilie, la Timișoara, iepurașul de Paște a început pregătirile din timp anul acesta, iar în Julius Town deja și-a instalat tradiționalul labirint și îi așteaptă pe cei mici la cel mai dulce egg hunt. Dar și la sesiuni foto. După întâlnirea cu iepurașul, sunteți invitați la o plimbare prin era paleolitică, la expoziția cu dinozauri giganti și monștri marini uriași. Surprizele continuă, iar în atrium va avea loc concursul național de interpretare artistică Armonii Divine. Provocarea egg hunt-ului este recomandată copiilor cu vârste cuprinse între 3 și 8 ani și este deschis până pe 28 aprilie în intervalul orar 10-20. Ca să intre în joc, copiii trebuie să coloreze un desen din cartea de colorat pe care o vor primi de la ajutoarele iepurașului. Prichindeii pot participa în grupuri de maxim 10 la egg hunt. Trebuie să găsească indiciile ascunse de iepuraș, iar după ce predau dovezile, vor fi premiați cu surprize dulci și diplome. Accesul este gratuit, iar premiile și distracția sunt garantate. Iepurașul de Paște va poposi în Julius Town mai mult timp și îi așteaptă pe cei dornici la sesiuni foto. Simpaticul urecheat vă așteaptă în zona Intersport, de luni până vineri, de la ora 17 până la ora 20, iar sâmbătă și duminică în intervalul orar 12-14 și 17-20. Expoziția Lumea Dinozaurilor și Monștri Marini poate fi vizitată de luni până joi în intervalul orar 10-20, iar de vineri până duminică, de la ora 10 până la ora 21. Prețul unui bilet este de 25 de lei, iar copiii cu vârste mai mici de 3 ani au intrarea liberă. De asemenea, persoanele cu dizabilități alături de un însoțitor au intrarea liberă. Biletele pentru grupurile de minimum 10 copii au prețul de 20 de lei per copil, iar intrarea este gratuită pentru însoțitor. Doamnelor, domnilor, bun găsit! Începe acum Nova Observatorul. În ultimele săptămâni, poliția locală a aplicat amenzi usturătoare pentru șantiere care au încălcat legea. Oamenii legii au verificat în special dacă se respectă regulile de colectare a deșeurilor. Oamenii legii au aplicat amenzi usturătoare pentru șantierele care nu respectă regulile de colectare a deșeurilor. Cu toții ne dorim un oraș curat și sănătos. Din păcate, unii dezvoltatori imobiliari nu respectă regulile de colectare a deșeurilor din șantiere, punând în pericol atât mediul înconjurător, cât și sănătatea locuitorilor orașului nostru, transmit reprezentanții primăriei municipiului Timișoara. În ultimele săptămâni, poliția locală a aplicat amenzi serioase unor șantiere care au încălcat legea. Pe strada Augustin Coman, un dezvoltator imobiliar a fost sancționat cu 60.000 de lei pentru nerespectarea colectării pe fracția deșeurilor din șantier. Aceeași societate a mai fost amendată cu 60.000 de lei pentru aceeași faptă pe data de 28 martie. Pe strada Circumvalațiunii, un dezvoltator imobiliar a fost sancționat cu 60.000 de lei pentru predarea fracției reciclabile din lucrări unui operator neautorizat. Societatea a mai fost amendată cu 60.000 de lei pentru nerespectarea colectării pe fracția deșeurilor din șantier pe data de 9 aprilie. Pe șantierul de pe Feceri Pensia a fost aplicată o sancțiune de 60.000 de lei pentru realizarea în totalitate și la termen a măsurilor dispuse cu privire la predarea deșeurilor unui operator neautorizat, conform prevederilor privind protecția mediului. Vom continua să verificăm șantierele și vom aplica sancțiuni severe celor care nu respectă regulile. Doar împreună putem face orașul nostru mai curat și mai sănătos, au mai precizat reprezentanții administrației locale. Peste 500 de iubitori ai pedalării s-au înscris la cea de-a treia ediție a competiției cicliste Poly Bike Challenge. Evenimentul este organizat de Universitatea Politehnică Timișoara și are loc duminică. Toți banii strânși din taxa de participare vor fi donați pentru susținerea unor sportivi cu rezultate excepționale din cadrul Clubului Politehnica. Peste 500 de iubitori ai pedalării de toate vârstele s-au înscris la cea de-a treia ediție a competiției cicliste Poly Bike Challenge, eveniment organizat de Universitatea Politehnică Timișoara. Cursa ciclistă, care se desfășoară în 21 aprilie la Timișoara, este inclusă și în calendarul Federației Române de Ciclism, desfășurată pe categorii, reunind copii sportivi, profesioniști și amatori. În preambulul competiției, sâmbătă 20 aprilie, între orele 16-19, organizatorii dau startul antrenamentelor pentru Poly Bike Challenge 2020. Cycling Warm Up este compus din 3 sesiuni intense, energice și distractive, alături de antrenorii de la World Class România pe platoul din fața operei. Deschiderea oficială a Poly Bike Challenge 2024 va avea loc duminică 21 aprilie la ora 11:30. Rectorul UPT, conferențiar universitar dr. Inginer Florin Drăgan, urmând să dea startul competiției moderate de Alexandru Ciocan, fost președinte al Federației de Ciclism și comentator sportiv la Eurosport. La ora 11:45 se va pleca în turul
festiv, după care se va da startul curselor pe categorii. La ora 18 va avea loc festivitatea de premiere, unde vor fi recompensați cei clasați pe locurile 1-5. Premiile la cursele copiilor vor consta în produse și obiecte oferite de partenerii UPT și la această ediție va fi organizată o tombolă la care se vor acorda 2 biciclete pentru copii, dar și alte premii oferite de Sport Guru. Ca și la edițiile precedente, toți banii strânși din taxa de participare vor fi donați pentru susținerea unor sportivi cu rezultate excepționale din cadrul Clubului Politehnica. Pentru desfășurarea în condiții de siguranță a Poly Bike Challenge, traficul rutier va fi închis duminică între orele 11:30-17. Un proiect foarte important pentru comuna Beba Vechi este pe cale să devină realitate. Deschiderea punctului de frontieră se va realiza în cel mai scurt timp. Declarația a fost făcută de Ioan Bohancanu, primarul comunei, în cadrul emisiunii Ancorat în realitate, moderată de Alina Damian. În momentul de față suntem foarte aproape de deschiderea acestui punct datorită faptului că în toamnă, la Timișoara, domnul ministru al transporturilor Sorin Grindeanu și domnul ministru de externe, domnul Siarto, au semnat un memorandum prin care la Beba Veche se va deschide și la Cubegata se va deschide un punct de trecere al frontierei. Lucrurile au mers înainte, se desfășoară cu pași repezi. În momentul de față deja este în dezbatere publică, iar avizele pentru obținerea acestei hotărâri de guvern sunt pe cale să fie obținute într-o perioadă foarte scurtă și ca atare sunt sigur că și hotărârea de guvern necesară deschiderea acestui punct de frontieră va veni în curând, deci într-un timp foarte apropiat. În perioada 22-26 aprilie, Aquatim va întrerupe furnizarea apei în Libling. Echipele societății acționează pentru a asigura o calitate corespunzătoare a apei potabile. Locuitorii comunei nu vor avea apă zilnic între orele 9-17. În perioada 22-26 aprilie, zilnic între orele 9-17, în Libling se va întrerupe furnizarea apei pentru lucrări de spălare a rețelei de distribuție. Lucrările de spălare urmăresc să asigure o calitate corespunzătoare a apei potabile și sunt o parte a activității desfășurate de Aquatim în cadrul mentenanței preventive a rețelelor de distribuție. La reluarea alimentării cu apă în regim normal este posibil ca la robinete să curgă apă tulbure. Această perturbare va fi de scurtă durată, astfel clienților le este recomandat să nu folosească apă în scopuri menajere până la limpezirea completă. De asemenea, consumatorii pot lua măsuri de stocare a unor cantități de apă care să le acopere necesarul pe toată perioada anunțată. Viața marelui tenismen Ilie Năstase poate fi admirată pe marile ecrane. 3 regizori au muncit timp de 4 ani pentru a ilustra cariera lui Năstase. Filmul Nasty poate fi admirat acum în toate cinematografele din țară. La Cinema Timiș a rulat filmul documentar Nasty, care ilustrează viața legendei tenisului Ilie Năstase. Cinematograful a fost neîncăpător pentru timișorenii care au venit să afle parcursul profesional și personal al maestrului Năstase. Despre fenomenul tenisului și legenda noastră autohtonă Ilie Năstase, care va fi alături de noi la sfârșitul proiecției pentru o serie de întrebări și bineînțeles pentru pozele pe care le așteptați cu siguranță. Dar nu vine singur, vine însoțit de cei 3 regizori ai filmului, Tudor Giurgiu, Cristian Pescariu și Tudor De Popescu. He was the rock star of his time. McEnroe, Agassi and Serena Williams. It was all started by Ilie Năstase. Tell him at least to call me Mr. Son of a Bitch, if you call me Son of a Bitch. And I was like, man, this guy's unbelievably crazy. That's what people wanted to see. You know, they want to be entertained, they want to laugh. Lee was probably the number one entertainer in tennis. Filmul a prezentat evoluția în lumea sportului a primului lider mondial din istoria tenisului. Unul dintre regizorii care au muncit pentru realizarea documentarului este Tudor Giurgiu, care ne-a dezvăluit mai multe detalii din spatele camerelor de filmat. Dacă nu ești pasionat în ceea ce faci, nu cred că poți să duci la capăt niciun proiect. În filmul Nasty vedem pe Ilie care spune același lucru, că a jucat tenis din plăcere și fără bucuria asta de a juca n-ar fi ajuns numărul 1 mondial. Așa e și la noi, la facerea de filme. Nu-ți trebuie doar, cum să spun, rezistență și așa, trebuie și multă dragoste de film, de meserie. Au fost momente dificile în realizarea filmului? La fiecare film ai momente grele, nu e simplu nimic.
ori aici am avut multe, multe variante de montaj, multe decizii care trebuiau luate dacă să păstrăm o secvență sau alta și cu atât de multe povești și întâmplări în jurul lui Ilie, n-a fost foarte simplu să hotărâm ce rămâne până la urmă în film, în montajul final. Cum s-a simțit domnul Ilie Năstase pe parcursul filmărilor? Cu Ilie am făcut niște interviuri, deci n-am făcut foarte mult. Ori el e un povestitor născut, pui camera pe el, apeși rec, merge, adică e în stare să vorbească ore în șir. Deci n-am avut probleme. Extrem de așa sigur pe el, extrem de vorbește mult, dar de fapt nu e. E un om cu timidități, un om care... Căruia nu-i place să fie singur, probabil de-aia și a avut, și are, mă rog, a avut atât de multe neveste, acum e la a cincea, dar are o inimă mare, are o inimă mare și e un tip foarte special. Trei regizori au muncit pentru a transpune pe ecran viața lui Ilie Năstase. Viața tenismenului a fost documentată 4 ani de către Tudor Giurgiu, Cristian Pascariu și Tudor de Popescu. Sala a fost neîncăpătoare pentru zecile de persoane care au venit să vizioneze povestea marelui tenismen. Proiecția cinematografică a stârnit emoție, considerații și respect pentru unul dintre cei mai valoroși oameni ai țării noastre. Munca de 4 ani a celor trei a stârnit lacrimi pe chipul lui Năstase la vizionarea rezultatului. Ce părere are domnul Năstase despre rezultatul filmului? Năstase, când a văzut prima dată filmul, a plâns pentru că l-a emoționat. Nu era gata, a văzut o versiune anterioară de montaj, dar a fost foarte, foarte așa, da, l-a marcat. Filmul poate fi urmărit în toate cinematografele din țară. Alinica iese în față cu noi acuze pentru PSD și Alfred Simonis. Mărul discordiei este stadionul Dan Păltinișanu. Nica spune că obiectivul a fost întârziat intenționat de PSD pentru a-l putea anunța în campania pentru alegerile locale. Alinica iese în față cu noi acuze la adresa PSD și îl blamează pe Alfred Simonis, adversarul său la președinția Consiliului Județean Timiș. Mărul discordiei electorale este stadionul Dan Păltinișanu, o investiție așteptată de timișoreni. Actualul președinte al Consiliului Județean Timiș spune că obiectivul a fost întârziat intenționat de PSD pentru a-l putea anunța în campania pentru alegerile locale. Pentru noi este foarte clar că cei de la PSD au amânat intenționat aprobarea acestor indicatori tehnico-economici prin hotărâre de guvern, tocmai pentru a-i aproba în timpul campaniei electorale și pentru a face din această investiție un subiect de șantaj politic la adresa timișorenilor și să ofere într-un fel un fel de mită electorală timișorenilor doar pentru a câștiga câteva procente în plus la alegerile care urmează 9 iunie. Suntem practic martorii unui trafic de influență pentru blocarea acestui stadion. Alinica mai spune că cei de la PSD au blocat acest proiect în mai multe rânduri, iar acest lucru e confirmat după părerea lui de faptul că stadionul Dinamo a luat-o înainte, deși a pornit mai târziu. Nica l-a luat în colimatoriu și pe premierul Marcel Ciolacu, despre care spune că a fost în urmă cu câteva luni la Timișoara și a afirmat că în cel mai scurt timp hotărârile de guvern vor fi adoptate. Și ce s-a întâmplat? S-a întâlnit și cu suporterii și a dus cu vorba și pe suporterii acestei echipe, și pe timișoreni, pentru că nu le pasă de Poli Timișoara, nu le pasă de echipă, nu le pasă de așteptările unei întregi comunități pe care ei cred că o pot subordona, o pot mitui electoral, la fel cum fac în alte părți din țară. Nica a completat că este vorba despre 2 hotărâri de guvern și nu una pentru stadionul Dan Păltinișanu și a recunoscut că nu primește sprijin de la București. Mai mult, s-a exprimat că Timișoara le stă în gât celor de la București și că orașul se poate dezvolta pe forțele proprii, bazându-se pe un mediu privat competitiv. Președintele PSD Timiș, Alfred Simonis, nu a întârziat să răspundă acuzațiilor lui Alin Nica legate de situația stadionului Dan Păltinișanu. Iată ce transmite acesta. Alfred Simonis, președintele PSD Timiș, răspunde acuzațiilor lui Alin Nica legate de situația stadionului Dan Păltinișanu. Iată ce transmite acesta.
Pentru acuratețea informației și pentru că adevărul trebuie spus, facem câteva precizări importante. Ceea ce nu știe domnul Alin Nica este că abia după adoptarea hotărârii de guvern de aprobare a indicatorilor tehnico-economici se solicită conform procedurilor legale HG-ul de demolare. Cine trebuie să facă această solicitare? Proprietarul bazei sportive, adică exact Consiliul Județean Timiș. Cum poți imputa că nu s-a dat o hotărâre de guvern în condițiile în care cel care trebuia să o solicite nu a făcut-o? În cazul de față, dumneavoastră, domnule Nica, un alt lucru pe care nu-l știe Alin Nica este că, după ce indicatorii tehnico-economici sunt aprobați, Compania Națională de Investiții demarează procedura de licitație a proiectării și execuției, aceasta nefiind condiționată de demolarea bazei. Singura obligație a Consiliului Județean este ca până la finalizarea etapei de proiectare să elibereze terenul de sarcini pentru a-l preda constructorului, adică să se ocupe de demolare. Acestea sunt etapele de urmat, domnule Nica, iar faptul că mă acuzați pe mine și guvernul pentru că nu s-a dat un HG pe care nu l-ați solicitat, încă arată cât sunteți de rău intenționat. Nu ne mai mirăm că nu s-a realizat un mare proiect la Consiliul Județean Timiș atât timp cât nu știți nici măcar să demarați o investiție de anvergură. Cristian Moș spune că își va da demisia din funcția de vicepreședinte al CJT după ce își dă demisia Alin Nica din cea de președinte. Moș îi dă replica lui Nica cu privire la retragerea atribuțiilor pe care le avea în calitate de vicepreședinte al CJ Timiș, precum și la cererea ca acesta să demisioneze din funcția publică pe care o deține. Cristian Moș îi dă replica lui Alin Nica cu privire la retragerea atribuțiilor pe care le avea în calitate de vicepreședinte al Consiliului Județean Timiș, precum și la cererea ca acesta să demisioneze din funcția publică pe care o deține. Mărturisesc că nici pe mail, nici în birou nu am primit până la ora transmiterii acestui comunicat o decizie oficială în acest sens, deci îmi rămâne să comentez doar o declarație politică momentan. Evident că înțeleg că domnul Alin Nica trebuie să-și arate devotamentul față de noul său prieten Dominic Fritz. Mă așteptam la această reacție. Ridicarea atribuțiilor de vicepreședinte înseamnă că toate proiectele pentru Timiș, pe care împreună cu echipa mea le-am ridicat de la zero, erau puse în pericol. Pe de altă parte, am înțeles tot din presă că mi se cere demisia din funcția de vicepreședinte. Mergând pe logica celor care au făcut aceste declarații, sigur îmi voi prezenta demisia din funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean Timiș, imediat după ce o să-și dea demisia domnul Alin Nica din funcția de președinte. Vă reamintesc că domnul Nica nu mai este susținut de PNL de aproape o lună, adică de partidul din partea căruia a candidat în 2020. Nu mi-e clar dacă în momentul de față este sau nu este membru în Forța Dreptei. Eu sunt independent. Polițiștii locali au desfășurat o serie de acțiuni. Prima a vizat combaterea fenomenului consumului de băuturi alcoolice în spațiul public. Cea de-a doua s-a desfășurat în mijloacele de transport în comun. Polițiștii locali au desfășurat o serie de acțiuni în baza planurilor de acțiune stabilite la nivelul instituției. Prima dintre acțiuni a fost desfășurată de către polițiștii locali din cadrul compartimentului Poliția Piețelor, împreună cu cei din cadrul compartimentului Intervenție Rapidă, pe strada Iancu Văcărescu, în fața Pieței Iosefin, precum și pe bulevardul Regele Carol I. Scopul a fost combaterea fenomenului consumului de băuturi alcoolice, precum și identificarea persoanelor despre care există suspiciunea comercializării de produse accizabile, dar și de telefoane mobile vechi și uzate, posibil provenite din furturi. Un alt aspect al acțiunii a fost acela de a diminua comportamentul antisocial provocat de aceste persoane care agasau cetățeni aflați în zonă pentru a se aproviziona din piața agroalimentară. Au fost aplicate 4 sancțiuni contravenționale, 2 dintre acestea unor persoane care dețineau în vederea comercializării produse din tutun fără timbre, o alta pentru comerț de produse fără autorizație din categoria celor uzate și una unui bărbat care a adresat expresii jignitoare. Totodată au fost ridicate în vederea confiscării telefoane vechi uzate, cuțite tip briceag, ceasuri, căști audio și mai multe pachete de țigări. Polițiștii din cadrul compartimentului Siguranța Transportului Urban au desfășurat o acțiune pe mijloacele de transport în comun, precum și pe malurile canalului Bega. Scopul acțiunii a fost identificarea persoanelor care nu respectă normele de conviețuire socială în mijloacele de transport în comun, mai exact cei care ascultă muzică la intensitate mare, distrug echipamentele, au un comportament agresiv față de călători și angajații STPT, ori consumă băuturi alcoolice în stații și în mijloacele de transport. Au fost aplicate 4 sancțiuni pentru consum de alcool, aruncare de resturi, iar o persoană care a apelat la mila publică a fost preluată pentru a fi predată serviciilor sociale. Primarul Ionuț Stănușoiu a semnat contractul pentru extinderea grădiniței din Ghiroda cu încă 2 săli de clase. Lucrările trebuie finalizate până în toamna acestui an, în conformitate cu termenul de execuție de 6 luni de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor.
Primarul Ionuț Stănușoiu a semnat un contract în valoare de peste 2,6 milioane de lei pentru extinderea grădiniței din Chiroda cu încă două săli de clase. Inaugurată acum 4 ani, aceasta s-a dovedit a fi prea mică pentru a satisface cererea din ce în ce mai mare din partea părinților și copiilor din Chiroda și Giarmatavii. Această situație reflectă încrederea comunității în instituțiile noastre de învățământ și ne motivează să ne aliniem cerințelor locale, lucru pentru care suntem recunoscători, spune primarul Ionuț Stănușoiu. Lucrările trebuie finalizate până în toamna acestui an, în conformitate cu termenul de execuție de 6 luni de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor. Acest lucru este esențial pentru ca cele două noi săli de clasă să fie gata să primească 2 grupe suplimentare la începerea noului an școlar. Investim constant în viitor, cu un accent special pe sectorul de învățământ, care va beneficia de investiții substanțiale în perioada următoare. Printre proiectele planificate se numără construcția unei grădinițe noi în Giarmatavii, deschiderea unei noi grădinițe în zona de peste pod din Chiroda și implementarea proiectului Școala Verde, care va asigura învățământ primar și secundar în cele mai bune condiții, a mai precizat Ionuț Stănușoiu.